Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de față voi explica ce este un breadboard și cât de bun ne poate ajuta pe noi electroniștii. Probabil pentru unii nu o să pară un clip interesant, dar mă gândesc la faptul că poate sunt începători care nu au auzit de aceste plăci denumite breadboard, pentru testarea diferitelor montaje. Denumirea de breadboard e un pic stranie, deoarece tradus din engleză ar suna ceva gen placă de pâine sau placă pentru pâine. Poate și faptul că înainte de aceste plăci de test se folosea plăci din lemn ce semănau cu pâine. Ceva gen. Probabil și de aici această poreclă din engleză. Cu ghilimele de rigoare poreclă. Ce este acest breadboard? Păi, un breadboard practic formează traseele într-un circuit, unde în margini regăsim barele de plus și minus, marginile, bara de minus, bara de plus, la fel și jos, minus, plus, apoi partea din mijloc, perpendicular cu barele de alimentare, de plus și minus. Dacă cele de plus și minus sunt orizontale, cele din mijloc sunt verticale. Bineînțeles, neavând continuitate până jos, ele împărțindu-se în două. Partea de sus nu are continuitate cu partea de jos. De ce? Pentru că la un moment dat, dacă dorești să testezi circuit având, spre exemplu, un operațional, acesta e un TLO-084, nu vrei să continue zonele de sus cu zonele de jos. Mi se pare foarte logic. Momentul când montezi cu un operațional, un integrat operațional. Bineînțeles că se pot monta și semiconductoare mai puternice puțin, gen cum sunt acestea, sau, spre exemplu, LED-uri. Și așa mai departe. De ce mi se pare util? Pentru că testarea unui montaj, unei scheme, spre exemplu am și eu într-un clip anterior testarea unui vumetru, ar fi mult mai greoaie pe un placă de test gen. Pentru că pe această placă de test, tip de placă de test, trebuie să lipești componentele. Ceea ce ar fi mult mai anevoios, pentru că odată de lipit, trebuie dezlipit, trebuie stație de lipit, mai e nevoie de acea pompiță pentru a facilita dezlipirea componentei, tresă și așa mai departe. Chiar mă gândeam la un moment dat să îmi cumpăr și un pistol de dezlipit, care are pompiță mecanică automată, automată în ghilimele de rigoare. Dar asta în viitor apropiat sau îndepărtat. Depinde. Așa că este mult mai ușor pe această placă de test. Motivul pentru care am făcut acest video este că am vrut să arăt și ce se ascunde sub acest plastic. Dacă tot știți teoria cum sunt traseele acestui breadboard, trebuie să vedeți și practica, să vedeți, măi, chiar așa sunt. Ok, deci facem componentele. E ușor să nu rupem pinii. Acesta cu pinii e mai ușor de desfăcut, cel cu 16 un pic mai greu. 16? Cred că 16 are. Nu. Are 14. Bun, hai să vedem ce se ascunde sub acest totul devine foarte clar. Atât că nu doresc să dezipez de tot. Și după cum se vede, ok, să desfacem unul dintre ele, acesta de aici. Din câte știu să desfaci. Din câte se vede, aceste linii de alimentare sunt pe orizontală, au continuitate plus, minus, plus, minus. Și clemele din mijloc sunt perpendiculare cu cele de alimentare, de sus și de jos. Ce face această chestie? E un fel de semănare cam stranie, ar fi cu clemele Vago un pic, deci nu are nicio treabă una cu alta. Da, să vă arăt un exemplu. Acestea se îndepărtează, dar nu vedeți. Se îndepărtează din câte se vede.
Și strânge componenta, strânge terminalul componentei, din câte se vede. Da, vedeți bine acum. Da? Și cam asta este principiul unui breadboard. Bineînțeles, nu putem pune pe placa de test, pe breadboard, componente gen. E imposibil. E absurd oricum, v-ați dat seama. Asta pentru că aceste plăci de test denumite breadboard fost destinate mai degrabă în zona Arduino, zona unde montajele sunt de tensiuni și curenți slabi. Nu de putere, de putere mică și spre medie puterea. Ok, cam aici se oprește acest video. Sper că a fost interesant, interactiv și util acest episod. Eu vă aștept la un alt video pe data viitoare. Toate cele bune!